Accident violent în centrul capitalei. Un taxi s-a tamponat în plin cu o dubiță. Coliziunea s-a produs în după-amiaza de 5 iulie la intersecția străzilor Ismail și Columna. În imaginile de la fața locului se poate observa că taxiul a tamponat cu partea din față celălalt autoturism în partea laterală stângă. Impactul a fost atât de violent încât ambele automobile au rămas cu capotele și barele de protecție distruse. La fața locului a intervenit și o ambulanță, până la moment însă nu se cunoaște dacă sunt persoane rănite. Reprezentanții Poliției Capitalei au fost de negăsit pentru a oferi mai multe detalii despre accident. Însă, Serviciul Infotrafic al Inspectoratului Național de Securitate Publică a anunțat că din cauza coliziunii în zonă s-au format ambuteiaje. De asemenea, în acest context, șoferii au fost îndemnați să utilizeze sistemul de iluminare al vehiculului în mod corespunzător, să adapteze viteza de deplasare la condițiile de drum și să nu efectueze manevre periculoase în trafic.